Bună seara, mă numesc Cătălin Ciupală, sunt profesor de matematică la Colegiul Național Andrei Șavuna și în continuare vom face o lecție de matematică de geometrie în spațiu pentru pregătirea pentru evaluarea națională. Vom începe cu o problemă care este foarte asemănătoare cu una dată în modelele de subiecte pentru pregătire. Iar în figura alăturată avem un triunghi ABC care este echilateral, triunghiul acesta de jos, cu latura de 10 cm și de aceeași parte a planului ABC se consideră punctele M și N, astfel încât dreapta AM să fie perpendiculară pe planul de jos și NC perpendiculară din nou pe planul de jos ABC. Prima cerință este să calculăm perimetrul triunghiului ABC. Reamintindu-ne că o latură a triunghiului echilateral este de 10 cm, pur și simplu scriem formula perimetrului, că perimetrul triunghiului ABC este de 3 ori latura, adică este 3 ori 10, adică 30 de centimetri. Următoarea cerință este să arătăm că dreapta AM, aceasta, este paralelă cu planul NCB, cu planul acesta, colorat în verde. Totdeauna când trebuie să demonstrăm că o dreaptă este paralelă cu un plan, trebuie să căutăm o dreaptă inclusă în planul acesta, în cazul nostru NBC, care este paralelă cu dreapta MA. Acum să ne uităm un pic la datele problemei. Noi avem că pe de o parte AM este perpendiculară pe planul ABC și pe de altă parte CN este perpendiculară pe planul ABC. Deci, înseamnă că AM și CN vor fi paralele, ambele fiind perpendiculare pe planul ABC. Deci, să scriem așa, că AM perpendicular pe planul ABC, AN perpendicular pe planul ABC. Deci, din amândouă rezultă că nu este AN, ci CN, aici trebuia să scriu, rezultă că AM este paralelă cu CN. Dar CN este inclusă în planul CNB, din amândouă rezultă că AM paralelă cu planul CNB. Deci, totdeauna când trebuie să demonstrăm că o dreaptă e paralelă cu un plan, trebuie să găsim o dreaptă inclusă în planul respectiv, paralelă cu dreapta pe care noi trebuie să o arătăm. Următoarea cerință este să calculăm distanța de la punctul N la dreapta AB. Deci, ne trebuie distanța de la punctul acesta N la dreapta aceasta AB, de aici. Când avem de făcut distanțe în spațiu, observăm că dreapta NC este perpendiculară pe planul de jos. Și atunci vom construi o dreaptă, să zicem CP, perpendiculară pe dreapta AB și ulterior, utilizând teorema celor trei perpendiculare, vom vedea că dreapta NP va fi perpendiculară pe AB. Deci să și scriem.
Odată, NC e perpendicular pe planul ABC. Construim CP perpendicular pe AB. Să și scriem că P aparține dreptei AB. Știm că CP și AB sunt ambele incluse în planul de jos ABC. Deci, din teorema celor trei perpendiculare, rezultă că NP perpendicular pe AB. Păi dacă NP e perpendicular pe AB, înseamnă că distanța de la N la dreapta AB este NP. Deci acum nu avem decât să vedem care este lungimea acestui segment NP. Observăm că avem un triunghi dreptunghic, îl fac cu galben, NCP. Și atunci vom calcula ipotenuza acestui triunghi dreptunghic cu ajutorul teoremei lui Pitagora. Dar mai întâi să scriem că dreapta NC e perpendiculară pe planul ABC, planul de jos. Această dreaptă CP este inclusă în planul de jos, ABC. Deci rezultă că NC e perpendiculară pe CP. Cu alte cuvinte, triunghiul NCP este dreptunghic cu unghiul C 90 de grade. Și atunci, NP pătrat va fi NC pătrat plus CP pătrat. Asta e din teorema lui Pitagora. NCU din ipoteză era de 5 cm. Deci aceasta este de 5 cm. Și CPU, deci NC este de 5 cm și CP este înălțime în triunghi echilateral, adică latura radical din 3 pe 2. În cazul nostru, latura este 10, deci 10 radical din 3 supra 2, adică 5 radical din 3 cm. Acum îl înlocuim în relația aceasta, deci o continuăm mai jos și va fi 25 plus 25 ori 3, adică 100. Rezultă că NP va fi de 10 cm. Cu alte cuvinte, distanța de la N la dreapta AB este de 10 centimetri. Următoarea cerință este în felul următor. Notăm cu M mijlocul segmentului MB, deci mijlocul acestui segment MB. Să zicem T. Și să arătăm că dreapta NT este paralelă cu planul ABC. Cerința este oarecum asemănătoare cu o cerință anterioară. Deci ne trebuie să găsim o dreaptă inclusă în planul de jos ABC paralelă cu NT. Acum să observăm că NC era de 5 cm. Și că MA era de 10 cm. De cele mai multe ori, când avem probleme în care ni se dau mijloace de laturi, este foarte important să căutăm linii mijlocii în acel triunghi. Și atunci,
considerăm un punct anterior era notat cu P, punctul P, mijlocul laterii B, și observăm că TP este linie mijlocie în triunghiul MBA. Deci să scriem că T e mijlocul lui MB. Considerăm P mijlocul lui AB. Deci rezultă că TP este linie mijlocie în triunghiul BMA. Dacă este linie mijlocie, facem cu o altă culoare ca să o vedem mai bine. Dacă este linie mijlocie, înseamnă că va fi paralelă cu MA și va fi jumătate din MA. Deci, rezultă că TP e paralelă cu MA și TP este jumătate din MA, adică va fi de 5 cm. Păi da, dar și MA era paralelă cu NC. Deci din toate acestea rezultă că TP este paralelă și congruentă cu NC. Cu alte cuvinte, patulaterul acesta TNCP va fi paralelogram. Deci, să scriem că TP paralelă cu NC, TP congruentă cu NC, din amândouă, rezultă că TNCP este paralelogram. Rezultă de aici că TN este paralelă cu CP și la rândul ei CP este inclusă în planul ABC. Și exact ce am spus, am găsit o dreaptă inclusă în planul ABC care e paralelă cu TN. Deci rezultă că TN, dreapta TN, va fi paralelă cu planul ABC. Și cu aceasta am terminat demonstrația acestui subpunct. Continuăm cu următoarea cerință care este dată în problemă, și anume, dacă S este mijlocul segmentului AM, deci luăm să zicem S mijlocul segmentului AM, să arătăm că dreapta CS care este prin spate cumva este paralelă cu planul MNB. Planul acesta MNB îl vom face cu galben ca să fie mai vizibil un pic. Acesta este planul MNB, iar dreapta CS este în spate și anume este aceasta. Din nou, același principiu ca înainte. Să găsim o dreaptă paralelă cu CS care este inclusă în planul MNB. Acum, din datele problemei, ține minte că CN era 5, MA era 10 și AS era mijlocul segmentului AM. Înseamnă că și AS este de 5, dar și MS este de 5 cm. Cu alte cuvinte, MS, acest segment, va fi congruent cu NC și vor fi și paralele. Cu alte cuvinte, MNCS va fi paralelogram,
Deci am găsit o dreaptă MN care e paralelă cu CS, MN fiind inclus în planul MNB. Deci să și scriem. Deci, MAM era 10 cm, S este mijlocul segmentului AM. Din amândouă rezultă că SM este de 5 cm, care va fi egal și cu CN. Dar AM e paralelă cu CN, deci și MS paralelă cu CN. Deci avem două segmente care sunt paralele și congruente. Înseamnă că MNCS este paralelogram. Dacă este paralelogram, înseamnă că CS e paralelă cu MN. Dar pe de altă parte, MN este inclus în planul MNB. Deci, din amândouă rezultă că CS paralelă cu planul MNB. Adică ceea ce voi a demonstrat. Următoarea cerință pe care o propunem este să determinăm unghiul dintre o dreaptă, în speță dreapta CA, și planul MAB. Deci dreapta aceasta CA este desenată cu verde sau întărită cu verde și planul MAB este acesta. MAB. Este oarecum un plan lateral. Totdeauna când trebuie să determinăm distanța dintre unghiul dintre o dreaptă și un plan, în caz general este configurația următoare. Am un plan, să zicem alfa, și am o dreaptă. Când trebuie să calculez unghiul dintre această dreaptă și planul alfa, proiectez punctul în plan. Și atunci unghiul cerut este acesta. Ăsta este unghiul dintre dreaptă și plan. Deci, în cazul nostru, trebuie să ducem proiecția punctului C pe planul acesta lateral MAB. Așa. Luăm punctul P. Și unghiul cerut va fi unghiul CAP. Dar acum să și demonstrăm de ce este unghiul acela. P era mijlocul lui AB. Deci, triunghiul ABC fiind echilateral și pe mijlocul, înseamnă că CP este de asemenea perpendicular pe AB. Pe de altă parte, MA este perpendiculară pe planul de jos ABC. Și CP fiind inclus în planul ABC, din ultimele două înseamnă că MA perpendicular pe CP. Deci avem așa, că CP e perpendicular pe AB, aici avem un unghi drept. Dreapta CP aceasta este perpendiculară pe MA. Înseamnă că CP va fi perpendiculară pe tot planul lateral. Mai trebuie să scriem că dreptele MA și AP sunt concurente și că MA și AP sunt incluse în planul MAB. Deci din relația 1, din relația aceasta 2,
din concurență relația 3 și că ambele sunt incluse, sunt două relații 4, să scriem că din 1, 2, 3 și 4 rezultă că CP este perpendicular pe planul MAB. Dar A aparține planului MAB, deci din amândouă rezultă că proiecția segmentului CA pe planul MAB este segmentul AP. Cu alte cuvinte, unghiul dintre AC și planul MAB este unghiul CAP, care este același cu unghiul CAB, care va fi unghi între unghi echilateral, adică de 60 de grade. Și am terminat cerința. Următoarea cerință este să calculăm distanța de la punctul M, de aici de sus, la dreapta de intersecție dintre planele MNB și planul ABC. Deci planul MNB, acesta oarecum înclinat, și planul ABC, planul de jos. Acesta. Pentru a determina dreapta de intersecție dintre cele două plane, prelungim MN, care știm că este inclus în primul plan, dreapta aceasta este inclusă în primul plan, până când intersectează planul de jos. Și va intersecta chiar dreapta AC, să zicem, în punctul V. Punctul V va fi pe de o parte în planul acesta cu galben, MNB, și pe de altă parte va fi și în planul de jos, acela cu verde, ABC. Cu alte cuvinte, dreapta de intersecție dintre planele MNB și ABC, planele pe care le discutăm, de care discutăm acum, este dreapta VB. Și atunci noi va trebui să calculăm distanța de la M la dreapta BV. Hai să scriem. Notăm cu V MN intersectat cu AC. Deci rezultă că V aparține lui AC. Cu alte cuvinte, V aparține pe de o parte planului ABC și pe de altă parte și planului MNB. Și punctul B aparține planului ABC și planului MNB. Deci din amândouă rezultă că dreapta VB este intersecția planelor de care am vorbit, adică ABC intersectat cu planul MNB. Și acum noi trebuie să calculăm distanța de la M la dreapta BV. Exact cum am spus mai înainte, când calculăm distanța de la un punct la o dreaptă, trebuie să ne orientăm către, sau este bine să ne orientăm către teorema celor trei perpendiculare. Dar să observăm următorul lucru. Desenez cu altă culoare. AB are 10. CN este de 5. Înseamnă că dreptele NC și AM fiind paralele, acest NC va fi linie mijlocie în triunghiul MAV. Dacă va fi linie mijlocie, înseamnă că C-ul acesta va fi mijlocul lui AV, de jos. Înseamnă că
AC-ul fiind de 10 cm și CV va fi de 10 cm. Dar pe de altă parte și CB-ul e de 10 cm. Și observăm următorul lucru. Fac din nou cu o altă culoare și întăresc. Că AC egal cu CV egal cu BC. Deci avem un triunghi în care mediana este jumătate din latura opusă. Cu alte cuvinte, acel triunghi va fi dreptunghic. Deci, triunghiul ABV va fi dreptunghic, înseamnă că B va fi unghiul de 90 de grade. Dar să și scriem. Deci mai întâi avem așa. NC, scriu pe scurt, ca să nu intrăm în foarte, foarte multe detalii. NC este 5, care va fi jumătate din AM, ținând cont că NC e paralelă cu AM, înseamnă că NC este linie mijlocie în triunghiul VAM, rezultă că C este mijlocul lui AV, deci rezultă că AC egal cu CV și vor fi egale cu 10 cm. Dar BC este din nou 10 cm, din amândouă rezultă că BC va fi jumătate din latura AV și BC este mediană în triunghiul ABV. Rezultă de aici că AB e perpendicular pe BV. Asta este prima relație. Acum să ne întoarcem un pic la ce am spus cu distanța. MA e perpendiculară pe plan, AB va fi perpendiculară pe BV, deci vom aici, înseamnă că distanța de la M la dreapta BV este MB. Să și scriem. AM perpendiculară pe planul ABC, AB e la perpendiculară pe BV, AB și BV sunt incluse în planul ABC. Din toate și din teorema celor trei perpendiculare, rezultă că MB perpendicular pe BV. Deci distanța de la M la BV este BM. Dar știm că unghiul acesta A e de 90 de grade, AB este de 10 cm, înseamnă că MB va fi de, deci în triunghiul MAB, unghiul A este de 90 de grade, deci MB pătrat egal cu MA pătrat plus AB pătrat, adică va fi 200, rezultă că MB este 10 radical din 2 cm. Și aceasta va fi și distanța de la M la dreapta BV. Aceasta a fost lecția. Vă doresc succes la examen.